Deși locuiește într-o fermă cu 200 de exemplare, Ghiuri are un staul special potrivit cu statutul său de vedetă. În fermă e cea mai mare mândrie a taurului ăsta, Ghiuri, care are 1400 de kilograme și are o genetic extraordinară. Întreținerea unui asemenea animal nu este foarte costisitoare, chiar dacă are o greutate dublă decât cea a unei vaci obișnuite, taurul Ghiuri mănâncă zilnic doar jumătate din cantitatea de furaje pe care o consumă suratele sale. Este foarte liniștit și blând. Mănâncă vreo 25 de kilograme de furaje pe zi. Urmașele și urmașii lui Ghiuri, vreo 25 la număr, au moștenit caracteristicile lui speciale. Fiecare vacă produce zilnic în medie 40 de litri de lapte, iar tăurașii sunt și ei pe cale să devină vedete locale. Lui Ghiuri i-a mers repede vestea în împrejurimi. Ferma mea are 60 de capete. Cred că nu greșesc dacă spun că este cel mai mare taur din județul Harghita. Dacă l-ar vinde, ar fi o investiție foarte bună, dar nu mi-o pot permite. Ghiuri aparține rasei Simmental cunoscute pentru rata rapidă de creștere, dar și pentru calitatea materialului genetic. Dar calitatea costă. Un tăuraș asemănător lui Ghiuri are un preț pe măsura dimensiunii sale, aproximativ 8.000 de euro.